Salutare tuturor! În episodul trecut din seria Lucrări la casă vă arătasem cum am montat glafurile la uși și la ferestre. Între timp am reușit să închid și cu lambriu. A venit iarna, între timp m-a prins frigul. Mai aveam de prins și sageacul. Nu știu dacă se vede acolo, începusem să-l montez. Deci mai am de montat sageacul, baghetele de mascare a îmbinăturilor, mici detalii la colțul ăsta dinspre casa surorii mele. Și aș fi vrut să apuc să-i dau măcar o mână de bites. Dacă o să mai prind câteva zile bune, o să încerc să continui, să-i dau măcar o mână de bites. Dacă nu, la mine cam fulguiește, sunt câțiva fulgi de zăpadă, nu reușesc să-i prind pe cameră. Dacă nu, până la primăvară o să-i pun niște folii anticondens să mi îmbrace un pic scândurile astea de lambriu, să nu stea expuse la ploaie și la zăpadă, și o să continui la primăvară. Asta este, am avut o toamnă destul de aglomerată, am avut niște lucrări. Nu am o lumină foarte bună, dar sper să reușesc să surprind ceva. Haideți mai bine să vă arăt cum am lucrat la prinderea lui. Nu am filmat absolut toată lucrarea. Ar fi fost prea mult pentru un clip. Așadar, noi o să ne reauzim la următorul meu videoclip. Până atunci, ca de obicei, numai bine și mult spor la treburi.